L-am găsit, vă-l arăt. Додон? Да. Додон? Приезжал, да, вот когда он еще был в власти. Ага, Дмитрий, Игорь Додон. Да, ищ, сте Тарантино. Ему подарил, как говорится. Петр. Петр, да. С вами же, да? Да. О, Ярко Виктор Медведев. Приветствуем вас. Приветствуем вас. Ridicat dealul ăsta și venim mai din vale. E un deal așa, ridicat în sus. Și timpul afară e ploios și nu mai duș, e foarte cald. E obosit, așa? Dar păi vezi și dealul ridicat. Am văzut și în Crișa, ploaie. Bun. Da. Bună ziua! Salut! Amândoi într-un cuvânt. Unde suntem, mami? Suntem în parcul rezervația, în rezervația, da? Un fel de parc rezervație, da? Așa. Țarițină. Într-un cuvânt, suntem pe urmele moldovenilor. Pe urmele lui Dimitrie Cantemir. Cândva moșia lui, mai târziu moșia Ecaterinei a II-a, ca mai apoi să devină o rezervație, așa, da. Care este acum. Care plină de muzee, plină de istorie și plină de oameni. Deci am venit și noi azi aici, așa, nu știu cum, parcă ne-a fost stat puțin dor de și nouă de aceste locuri, fiindcă noi chiar de mult n-am mai fost pe aici. De mult n-am fost, da, avem un video în mai urmă, îl găsiți, suntem tot pe urmele lui Cantemir, să numește, îmi pare că. Da, dar e iarna filmat. Da. În primăvară, îmi pare că de la început primăverii. E ceva de genul, n-are, nu contează. Da. Bine, să nu stărăgănăm prea mult. O să vă purtăm și pe voi, pe unii ne vor purta și pe noi picioarele azi prin această foarte mare rezervație. E foarte, foarte mare. Se află, deci, la sudul Moscovei. Pe, în fosta, nu știu, în fostul sat, în fosta localitate, Cernăgreaschi, ceva de genul, dacă în traducere ar fi negru murdar. Vălțile murdare, negru murdar, ceva, da. Ceva cu numai nu bine și nu frumos. Ei, hai să intrăm și să intrăm așa mai în adâncul rezervației și să căutăm aventuri. Haideți cu noi! Aici probabil fac un film ceva, un film istoric. Un film istoric, mami? Poate. Nu știu de ce am început noi anume cu partea asta mai ascunsă a complexului, cu pădurea, cu liniștea. Ne trage, cred că, la pădure, da? Da. Ne trage la liniște. Ne-a работа такая. Что, так и не плюёт? Я сейчас не хожу. Не одеменит эштя ку фильмерили. Вкусное мороженое. Колумб 2 снимает. Колумб 1, сейчас колумб 2 снимает. Вкусное мороженое. Российская лента, да? Не знаю, я охранник спросил, он так. Ага. Не очень осведомлён. Стуарный фильм «Колумб 2». «Колумб 2». Nu știu, probabil, logic, gândind așa, înseamnă că a fost Columb 1. Da, da, da. Nu știu de Columb 1, nici de Columb 2, poate mai mult de Columb 2. Păi, asta nu e un eveniment. Noi suntem parte a evenimentului, da? Senzațional. Chiar suntem la peliculă, la participanță, la turnarea peliculei. Mă uit la actorii ăștia, parcă așa-s de chinuit sărașii. Nu, păi grimează, da. Da, grimează, îi chinuiesc. Nu e ușoară munca nu asta, eu, da? Dar, păi, uite, tu faci un vlog și ești
stores după un vlog. Da, tu de câte ori îmi spui să le îngheațat, că se iasă frumos îngheațat. Da, păi închipuiți că trebuie să faci cadrul unul deodată, că unul cască gura, altul nu știu ce și acolo faci. Când lucrezi în doi, una, dacă lucrezi da, într-o sută. Când lucrezi în grup, e foarte greu. Da. Așa că nu-i mâncă ușor. Și ne spune că mai scrie lumea prin comentarii pe la... La toți vloggerii și care fac YouTube. Vezmite la muncă, mă, cu voi, la muncă! Deci știi, voi, și muncă grea asta, ca atare. Ca atare e foarte greu. Asta așa se pare că ai luat camera și filmezi și îmbli și... Puc, 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 așa vin bănișorii, ca în clepsidră. Nu, e și o nebuneală mare. Ah, interesant, da? Acolo văd că scrie Nastia. Cabina lui Nastia. Cabina lui Nastia. Și cabina lui Grișa. Aici stă Katia. Da. Un tren întreg. Cam așa se toarnă un film rusesc, da? Aici n-ai Proșca Barion. Da, cine asta? Nu știu, кто там Прошка Барин? Это, видимо, два персонажа, Барин и Прошка. А, да. Потому что Прошка, это всегда у нас какой-то как слуга, что-то. Ага, вот тут Люба. Здесь Тарантино. Да, здесь Тарантино, режиссер. А здесь она и камера продукторилор. Și ăstora cu lumina. Noi cam ne-am abătut de la temă, mami. Noi cu tot Columbu. Noi cam ne-am sărit de pe temă. Hai să-l cătăm pe Cantemir. Eu zic să o apucăm încolo, mami. Noi tot aici e imbibat cu istorie. Da, o frumusață și o liniște într-un megapolis ca Moscova. Asta e pur și simplu o comoară. Da, o oază. O oază, o comoară. În la sudul Moscovei. Frumusață. Ți-ai minte, mami, când eram noi în tinereță? Ți-mi minte. Întât era galben. Da. Te mai ții pe tine minte în rochia ta și e galben? Da. În tinereța noastră. Dar eram slabă. Ia, uscată eram. Dar nici amotul nu ești gras. Dar mă, Iane, ești în floarea frumuseții. Da? Da. E o apă. Dar să-ți spun drept, mami, prețurile sunt fermecătoare. Vrei un limonat citro? Scumpe de Doamne ferește. 140 de lei. Noi o lecuțică am căscat gură. Trebuie noi să luăm o garafă de 5 litri cu noi cu apă. De 5 litre? De 5 litre, că așa ne-a ții băut apa aici, așa ne-am dus acasă fără niciun ban în buzunar. Eu garaf de apă ca să mai zdohnim de set. Foarte complex aici de povestit. Aici chiar când ar trebui un placat de Wikipedia mare cât mine. Noi avem ghid pe internet și ne spune în rusă, adică ne spune tot, da? Ar trebui... Aici trebuie un film de două ore, ca filme de cele indiene, știi, două ore de povestit. Cred că e cel mai bine așa, da, dar hai mergem așa, hai, prin imagini, pe un alt. Hai să vedem biserica lui Cantemir. Da, hai să vedem biserica lui Cantemir. Hai să salut Ecaterina a doua. De pe timpul Ecaterinei, la porunca Ecaterinei a doua, au fost ridicate toate aceste frumuseți gotico ăsta rusesc din spatele meu. Cum se numesc astea, mami? Șcatuci. Nu, dar cum se numesc în română? Nu știu. Nici eu nu știu. Suvenirii rusești. Mie ar trebui una ca tare, numai să aibă înăuntru... Așa, nu așa, dar să aibă barca de șeala. Plușul, în fel? Pluș, da. Hai să vă citesc ce scrie pe biserică și pe urmă mă duc să beau apă. Monument de istorie și cultură, ansamblu, din ansamblu Țăițeno.
Biserica Icoanei Maicii Domnului. Живоносный источник. Угу. 1722, 1760. Архитектор Лавин, возведен по заказу политического деятеля и политического деятеля и ученого господаря Молдавии. У Мишапсидзеч, у Мишапсиути Унспщ. Принцулу, саудомниторулу Дмитрий Кантемир. Охраняется государство. Если укротит аттестат. Можно спросить, вот мы из Молдавии, и мы хотели бы вот, ну, ходим по следам молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Да. Может быть, что-то осталось с тех самых времен? Ну, во-первых, может быть, какой-то, хоть какой-то след? Во-первых, его остались, если не ошибаюсь, его жена и его сын. Они захоронены вот, примерно где-то под, недалеко от подоконника, вот внизу там. Вот где-то вот. Да, примерно в этом месте. Жена и сын, да? Да. Вот, мне кажется, да. Вот. И, ну, соответственно, общий как-то так вот, не было сначала пределов, да, вот основной храм был создан вот, как раз при нем, да. При Дмитрии именно? Нет, даже при его сыне больше, вот. А. И поэтому, ну, как таких уже, конечно, наверное, нет свидетельств непосредственно. Единственное, что, вот, я говорю, мощь его, не мощь, а прах его родственников. Вот он где-то здесь, внизу. Под алтарем, вот под этим алтарем. Да, где-то вот с левой стороны, может быть, под, угу. Ближе под стеной. Вот. Я просто Все, спасибо. В общем, недавно приезжал сюда в резидент недавний Молдавии, который вот до мужчина. Додон? Да. Додон? Приезжал, да, вот когда он еще был у власти. Ага, Игорь Додон? Открытие было, да, вот этого монумента, где вы видите князя Кантемира сейчас. Там, да? Там, и вот он сюда приезжал. Заходил в храм даже сюда. А-а-а. Это не так давно. Спасибо. Deci din spusele și din cei ce am înțeles eu de la slujitorul bisericii, cam undeva pe aici, prin această regiune, sub acest altar de aici, din această biserică, se află rămășițele pământești a soției și apropiaților, fără detalii, a lui Cantemir. Că apropiați, poate cine știe câți apropiați și fel de apropiați. Aici. O biserică nici prea mare, nici prea mică. Deci nu știu în ce stil e construită, ridicată biserica asta. Stil rus. Că nici de cum nu văd elemente moldovenești pe aici. Am luat un kvas. 100 de ruble. Vreau și eu. A, ta țărca Cantemira? Să vremion Cantemira? Дмитрия Кантемира. Еще раньше даже. Была деревянная. На этом месте деревянная церковь. Потом, когда Кантемир стал, это стал. То есть он ее реконструировал, Кантемир? Да, каменный. Ага. И еще там пределы говорят, что его сыновья. А что еще построил здесь Кантемир? Кантемир, вот, ну, я как понимаю, вот это вот все, это кантемировская вот земля, так сказать, потом уже... Ему подарил, как говорится... Петр, да. Черногрязский, или как называлась эта вот деревня? Черногрязский.
Черногрязь. Черногрязь. Черная грязь. Почему, от чего вот это название? Потому что там вода, там была земля такая, где пород там, она это черная была, грязь такая, да. И ей даже лечились. Лечебная, вот. А вино молдавское? Карманское. Есть молдавский кагор? Раньше был молдавский кагор. Да, был раньше. Раньше был. Сейчас нет. Сейчас уже все. Испанское вино есть, кагор. Уже испанцы стали ближе молдаван теперь. Вот испанцы, да, испанское вино вижу. Мурведру. Куда ждем? Да, ну кирбун. Где быстрее, чем и фермент с натуральным. Живое брожение. Паша, где и ракурит, и концесет стали, да. Решать бы. Меня это забивало. Человек не маленький. Супер, Марихит Кост. Ведь сюда кто-нибудь приедет, ты едешь сюда, да? А, ну все, ждем. Хорошо. Ты там? Через 5 минут. Хорошо. Через минуты швейный мини-карета. Пистит это шеяный поважденный гранит. Фортеша Нобел Сарата. Еще она авем. Монумент истории и культуры, яру ансамблу, который фач парти дин ансачест ансамблу царицино, дин секулу 18, держав mai târziu. Се numește Casa Pânii. Ideal загородном гуляне. Cum arată вече билетели, мами? Интересно. Здравствуйте. Мы с вами куда? Куда-нибудь, не знаю. Вы главный. Позволите? Как зовут командира экипажа? Виктор. Пристегните ремни. Вперед. Мы начинаем. Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал задарить. Кусками ты не бродил по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли. Am intrat într-o cafenea aici până mai luăm încă o excursie deja înapoi încolo. Deja cu audioghid, pe cum ne-a spus Victor, da? Da, Victor. Și am intrat, nu să bem niciun ceai, dar am venit noi să-mi pun camera puțin la încărcat aici. Dacă cineva să mă ajute, da? Amuș, să vedem. Vă n-am ne pomožete? Da. Мы хотим зарядить камеру USB на 10 минут. Но если только там есть заряд, ну, бери заряд. А-а-а. Только так? С собой, да. Там, с собой, да. Нам USB. QR-код чекаешь, скачиваешь приложение, там все это все идет. Спасибо. Gata, ți-ai luat? Mă, chiar așa și n-am mai înțeles. 100 de ruble... Pe oră. Pe oră? Da. Dacă te folosești mai departe, pe 24 de ore, 300 de ruble. Cam scump. Hai mai rebu într-o oră de vreme, ți-l dau înapoi. Cam scump, dar uite că în momente când... Când îți trebuie, da, n-ai. Da. Hai să luăm bilet. Mai facem o călătorie. Uh-huh. Am intrat în azart cu toate mașinuțele astea. Hai, vină încoace să vedem. Добрый день. Здравствуйте. Можно нам прокатиться тоже?
Сейчас подойдет. О, да, девушка, да, здесь. Здрасте. Можно нам прокатиться? Да, на девичьей 250 рублей. Да, да. Два билетика, два, пожалуйста. Билетика по карте. По этому маршруту едет 15 минут. О, 15 минут, это уже не 5 минут, это хорошо. С аудиогидом, да. И привозят вас, вот высаживают вот здесь. Ага. Ярко, Виктор. Да, потому что котик стреешь. Да, Олежец. Здравствуйте. Мы... Это наша карета, да? Да, по-прежнему. Все. С вами же, да? Да. О, Ярко, Виктор, значит. Приветствуем вас, уважаемые гости, в Государственном музее-заповеднике Царицыно. Чи, ням порнит, аза держа акумам вафи мултмай ушор, спак шелпцин, рам кантрон сак, сак легат на уровне, ну штем, ще себе повестес, ще себе спон. Комплекс устай фарти мари, да ши, ши шикум, дяку и пануни, идеи нам, акумам ва шелпцин, макар. Я как он спуни, ну что, чиня колосус. Да что ты с майбинником нас факел? Майбини ее вас так дингуры, что касса спуниш ты традушель фрумос. Касну факел еще нас не инкордез минцели прятали. Чел майбини в афиаша. Ведущий вглубь ансамбля, главный въезд в усадьбу. Нарядное красно-белое здание с выступающей полуротондой, ажурным парапетом и световой башней получило название третьего кавалерского корпуса. По словам Баженова, павильон поставлен на месте, откуда Екатерина II смотрела фейерверк летом 1775 года. Самое старое здание – церковь. Впереди возвышается колокольня и каменная церковь, освященная во имя иконы Божией Матери живоносный источник. Она построена на месте прежней, деревянной, в 1765 году. Перед церковью на холме возвышается большой дворец Екатерины II, построенный в 1786-1796 годах архитектором Матвеем Казаковым. Два небольших павильона, мимо которых мы проезжаем, украшены ажурными парапетами и нарядными фронтонами. Это первый и второй кавалерские корпуса, предназначенные для кавалеров и дам императорской свиты. Далее массивное двухэтажное здание, производящее впечатление неприступного замка. В центре фасада помещено изображение каравая хлеба и солонки, давшее второе, более позднее, название корпусу – «Хлебный дом». Обширный оранжерейный участок за оврагом возник в начале XIX века. По отзывам современников, царицынские оранжереи были одними из лучших в Подмосковье. Продукция из них поставлялась не только в Петербург к императорскому столу, но шла и на продажу, ежегодный доход от которой составлял до 8 тысяч рублей. В оранжереях выращивали разнообразные цветы, ягоды и фрукты, в том числе такие экзотические для московского климата, как апельсины, персики, арбузы, ананасы, виноград. Во второй половине 19-го столетия здесь были построены дачи для москвичей. В Царицыне многое было предусмотрено для удобства дачников. Некоторых привлекала близость железнодорожной станции. Здесь были почта, аптека, всевозможные лавки и магазинчики. Летом постоянно жил доктор. Среди знаменитых царицынских дачников известные деятели того времени. Историк Иван Забелин, писатели Леонид Андреев, Андрей Белый. Приезжали в гости или на прогулки в Царицыно Лев Николаевич Толстой, Михаил Врубель, Федор Иванович Шаляпин, Леонид Собиков. Этими словами мы заканчиваем экскурсию. Спасибо за внимание. До новых встреч. К вашим
электромашины нямплимбатной. Супер, да, Тати? Да. Цоплакут? Май интриг. А вас, конечно, и комментатор сад магнитофон. Се фачем субтитры, да? Да, да. Я вес факу традушери таша, что и примитивы. Хасим, я спиню лу Виктором, когда там уцемеск. Виктор, спасибо. Хорошего дня. Счастливо. Хорошего вечера уже. Уже вечера, да. Спасибо. Și acum ne ducem la, mergem la monumentul lui, da? Haideam să-l văd și pe... Sidai bună ziua. Sidai bună ziua, tradițional, de fiecare dată când vinim aici, Ana, pe mă mai salut cu Cantemir, așa, Ana. Să-i zici ceva. Știi, da, nepoță. Știți unde am ajuns? Am ajuns într-o grădină aici la Țărițina, da? Așa, o grădină plină de liliac, de diferite soiuri, dar culoarea e super. Cerneliu. Da. Ați auzit de așa culoare cerneliu, numai așa mi-a inventat-o. Cerneliu. Aici e siniliu de-al. Și compoziții frumoase, se face și unul alb. Super. Aici atâta lume se fotografiază că și liliacul e murdar de ruj. Da. Iaca, pe aici, undeva pe aproape, e Cantemir. Când ne aduc aminte de data trecută, pe drumușorul ăsta mergi la vale și dai în monument. Haideți să-l căutăm împreună. Haideți. L-am găsit, vă-l arăt. Iactă-l-ai. Bună ziua! În tătă măriție. Gospodariu Moldovă Dmitriu Cantemir, 1683-1723. Așa, o mândrie sunt eu, da? Eu ceva, poate de mult instalat piatra aceea, dar eu n-am văzut-o, dar hai să o văd, am văzut ceva acolo. Vine așa să-ți arăt. Ia-te aici, mami. Ia-te aici. Și tăbliță interesantă în două limbi. Dimitrie Cantemir, om de stat al Moldovei și Rusiei, savant, istoric și filosof. Donație a Guvernului Republicii Moldova, orașului Moscova. Monumentul este instalat în anul 2014 conform deciziei Guvernului orașului Moscova cu susținerea Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă și a Congresul Diasporei Moldovenești. Așa, monumentul este înălțat pe moșia dăruită în 1713 de către împăratul Petru I, domnului țării Moldovei și serenismului principe al Imperiului Rus Dmitrie Cantemir pentru merite deosebite în războiul Rusiei cu Imperiul Otoman. Extraordinar. Și moldovenii donează ceva. Bravo, moldovenii, bravo. Haideam încolo. Aici văd așa un fel de scuar. Un scuar care... se împletește așa, ca o răscrușie de drumuri, încolo. Văd o căsuță foarte interesantă, Oles, acolo în vale. Hai să vedem și am ajuns și la căsuța care zicem noi mai în deal. E un gastrobar, da? Da, se vede că aici a fost ceva cândva. Aș vrea așa o casă, tate, ia uite-te, ghine, memorează. Să-mi faci așa o căsuță, uite, la intrare cu verandă, frumos, și pe mijloc vezi și fereastră mare și cu multă lumină. Așa să-mi faci. Cum să trăiască înainte. Adem. Deci chiar acolo, în capătul aleii, cam pe aici, este Cantemir și căsuța despre care vorbeam, ceva mai sus. Foarte, foarte frumoasă căsuță, bine îngrijită, care acum, probabil, în întregime aparține restaurantului. Și biserica lui Cantemir, de pe timpul lui Cantemir. Așa. Și la pod ajungem acuși, la cea mai grandioasă construcție de la vremea respectivă, așa, podul de acolo. Da, mami, un fluturaș. Mami, ține un fluturaș. Ce fluturaș? Un fluturaș pentru tine. Au! Au! Nu s-a fotografiat.
Yes. Eu de-am așa l-am fotografia... Gata, ții. Ține-l. Așa. Dar îi place bradoare? A să-i placă, când are încotro. Iarbă, că eu mănânc iarbă, până și-ați dă-i jos de pe bradul ăsta. Pune-l acolo. Acolo, eu vin la mine. Hai că n-ați te mai mănânci, of! Să-i mă mănânc el pe mine, fel grețos. Vă, Leo, ăsta-i fluturaș. Hai, fugi, măi! Hai, fugi! Grandiosul pod acelor vremi. Într-adevăr, e măreț. Într-adevăr, e foarte măreț, cu foarte multă arhitectură. Îți mai aduci aminte de poduist? Pe poduist? Noi cu Olesia? Uai, spate de spus că ne leagă o mulțime de amintiri. De tinereța noastră. 15 ani în urmă. Poza avem de pe podul ăsta care merge mamu. Asta e cartea de vizit. Podul, cartea de vizit a Ecaterinei a II. Foarte frumos pod. Cartea asta de vizită. Poarta de intrare spre palat. Маленький, маленький. Это самый маленький? А, вот. Да. Сахар, да, три. Ох, ще й молдовнеєшт. Тарі гінеш. Де карту? 200 рублів. Харбуз капшона. Лимонада. Портокали. Портокали кулеми. Да. Щимбру, да? Це да. Чебрец, девушка? Да, чебрец. Ой, клас. І кужу смін. Da, da. Poate ești prima zi la lucru sau n-ai băut singur, așa ce de atâta nu ești informat și nu știi, da. Eu am insistat să-mi vezi fii și cu jasmin, da? Și eu am spus că nu, că e verde curat. Noi nu avem cu jasmin. Nu avem cu jasmin, dar e cu jasmin. Cum îndrăzniți, domnișoare, noi nici nu avem cu jasmin. Noi verde curat, clasic. Не дышим оказывается. Гата. Гата. Экскурсия наша. Са терминат. Но не обосит. Да. Не обосит плакут. Да, малекат. Не ам реаминтит локурли, урмели ша наша, унде май пос, дар ши ал молдовенилор, страмошилор ноштри, да. M-a impresionat că am văzut piatra care e donată de Republica Moldova. Foarte tare m-a impresionat. Tati, pe tine știu, reimpresionat. Locurile pe ne-am mărs. Podulețul, unii te țin minte pe tine. Tânără și frumoasă. În rochie și galbenă. Tânără și frumoasă. Tramă, ești frumoasă. Ei, i-am bătrână, da. Mă rog, n-ai să mi-ai zic surâtul. Tinerețe floare. Nu te scutura. Nu te scutura. Da, scutur. Asta e realitatea. Sufletul nu îmbătrânește niciodată. Da. Fiți sănătoși, dragi urmăritori. Fiți sănătoși. Puneți like dacă v-a plăcut. De la sănătos la like deodată, da? Nu am mai întins mult vorba. Eu like și gata. Noi sperăm că v-a plăcut mica noastră călătorie de azi. Vă mulțumim că ați fost cu noi, v-ați plimbat cu noi, că ați fost cu noi, ne-ați ținut companie până la minutul acesta. Da. Și
ca de obicei, ca întotdeauna, vă rugăm să ne puneți câte un like, să lăsați un comentariu, să faceți o abonare dacă nu ați făcut-o până acum, desigur dacă v-a plăcut, să nu fim obrazniși. Și cum se mai numește? Share, da? Distribuire. Haide, aici că sunt țânțari. Sunt țânțari? Las că sunt țânțari moldovenești. Da. Sunt țânțari moldovenești. Tot e cu tot ai sânge moldovenesc. Da, 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 cu istorie. Hai că lungim prea lung. Hai, vă pupăm, vă îmbrățișăm și până la noi întâlniri. Vă așteptăm fiți în următorul vlog. Fiți cu noi, fiți cu ochii de familia noastră. La revedere! Pa!